Emi, am să spun ceva. Mă adresez ție pentru că am nevoie de tine, dar și pentru că tu poți să înțelegi foarte bine. Bine, poate că ar putea înțelege și Rareș și altul, dar despre Rareș, să vedem. Mergem până ea la vizită. Aici nu e o chestie, eu nu sunt femeia tatuată de la circ, care vrea să-i vadă pe toți tatuați la fel ca ea. Nu, nici pe departe, nici vorbă. Este vorba despre psihiatrie. Eu am primit cuvânt de la Dumnezeu în 2020 că în 40 de ani nu va mai fi închisorile astea, sau cum să le zicem, psihiatrice. Adică tu ești autist, sau tu ești cu Down, sau tu ești cu Hunter, dar tu te și stai acolo. Nu stai la tine în casă, nu te căsătorii. Nu, nu, nu. Fără Chopin, sau fără tine deloc. Bun, asta e adevărat. Deci în 2000, cât e 2000? Trebuie să mai treacă, bă, au trecut 45 ani din 2020, din 2024. Acum uite că 36 de ani se duc ca ochi. Dar noi am fi la Domnul dacă ne-o primi. Mai rare și acesta. Dar vreau să spun ceva. Dar creierul, domnul Terpe, doamna doctor, altul, Horia Coman, aia de plecat în Germania, bătrânul, ăștia nu o să dea faliment. Peste 40 de ani vor fi scoși, vor fi desființate aceste jelave, aceste gherle, aceste mori ale dracilor. Și oamenii, oh, let me hug you, let me kiss you, oh baby, baby, înțelegi? Let me marry you. O să meargă prințesa din Sandokan și o să-i dea un inel, știi, un black wedding, șterburile astea. Dar vreau să zic altceva. Asta e numai the tip of the iceberg. Azi m-am gândit, uitându-mă la cel mai bine pământeni, care a fi foarte fain, acum ajung la scenele cu Mircea Albulescu, eu sunt un fan. Da, e bazat tipul. Și ce vreau să zic? E în felul următor. Bine. Tragedia vieții mele e că stau între chiftele. Asta e tot. Pe bune. Deci, pe jumătate țăran din bordul Costișei, nici o carte nu pot să pun fără să o zgârl. Pe de altă parte, știi? Din marile orașe. Eu neam și cu Celan, și cu Stelaru, și cu Sultana. Nu, ce să mai zic. Și cu Tătar, ca cine știe, ăla, Ursus, sau cum îl chema. Dar nu din Cireșa, din Marele Dragon, de pune armele cu ea. Nu, scris cu Tătarca. Bun, lăsând asta la o parte, vreau să zic în felul următor. De ce, ce putem zice sigur, ca să nu mai beat around the bush? Ce putem ști sigur, dacă știm, deși eu mi-am pierdut Biblia, bă, frate. Asta a fost beleaua mea, nu știu, am Noul Testament, nu? Bun. Afară de citație de scăpare, afară de service, ce mai știm? Domnule, Dumnezeu l-a făcut pe om. În primul și primul rând, eu zic că și animalele, cum ar fi câinii, oamenii dresează sau păsări, dar și ele pot să fie tratate și augmented. Eu nu știu, nu mă refer la, știi, la tip obsession, să-ți bagi acolo armata a patra de neuroni. Eu zic că creierul poate să înflorească, să se dezvolte, să se aprindă flama. Și cum să zic, flacără, nu? Facla. Și asta spun felul torța, nu? Mai ales torța. Deci dacă eu, sau Blue Roses, sau mai știu eu care, altul, îi după chipul lui Dumnezeu, păi dați seama că creierul ăla e colosal. Deci domnul Terpe
O să moară și nu o să-și termine munca. O să pățească ca ăla din Ortberg. O să stea la calculator, o să mai închidă ochii. Știi că o să fie tură de noapte și jap cu capul de taste. Și după aia să-l îngroape cu onoruri. Doctor mare, vechi iubit, căruia i-am ciripit. No. Crede-mă că de 1 mai eu l-am cutat pe domnul doctor, să-i spun. No. Câteva idei. Slay the dragon. Nebunule. No, ca să zicem așa, deci asta este o chestie care... Și apoi eu nu vreau să fac o publicitate, dar vreau să zic că... Eu cred, ca și tatăl lui Lane, că toți oamenii sunt nebuni. Bun, asta una. Dar majoritatea oamenilor pot să facă chiftele, pot să taie roșii, pot să facă una alta și fără să facă gazpacho. Și atunci oamenii zic, păi eu sunt bun. Nu contează că, uite, mulți nu au noțiunea asta metafizică, mai nouă, de câteva secunde. Dar sunt normal, încă sunt normal. It's good, it's good. Nu vă place chiftelele? Ce, vreți caracudă cu... Nu? Nu. Nu. Deci, oamenii... Dar sunt alții care Dumnezeu îi bagă prin alte colțuri ale stelei. Și acolo oamenii atunci vin, tu stai și te gândești. Bă, filozofule, într-o vreme le ziceau filozofi. Acum le zice, bă, tu ce faci aici? Ești catatonic? Ce durerea mea? Ce tot stai pe rinichi? Ce tot înțelegi? Ești nebun. Și dacă nu votezi cu noi, mergi, tai. Și, nu știu, numai Robert Frost știe dacă te mai întorci în șlapi de plastic. E, nu știi tu șlapi din aia cu zăpadă. Da, bun, și atunci asta zic. Dacă omul este după chipul... Deci chiar și la mamifere, la balena cu gocoașă, la câine, la pisică, se studiază creierul, dar mai ales la om. La chipul asemenea lui Dumnezeu. Deci psihiatria nu va dispărea. Va deveni una din artele, va deveni a câta, a opta, a noua artă, a noua muză, cum o chema frate? Ana O, sau cum? Ane O, cea de ce nu? Beatrice O, sau cum? Da, deci Euridice O, nu? Deci felul ăsta și atunci, eu asta vreau să spun, deci oamenii care sunt funcționali, bine, să-i lăsăm să-și spună normal. Poate să-și spună, știi, în cartea de, nu de identitate, în cartea de vizită, știi, fiecare unul e pictor, altul e scriitor, altul nu știu ce, se scrie acolo, cum a zis unul pe cruce, în Hațeg, numele și de sub proprietar. Asta a fost pe vremuri, cam după primul război mondial. Și l-a lăsat proprietar acolo, chiar cu minte pe stână. Și vreau să spun, dar vreau să spun că asta e ideea, că dacă oamenii, deci cei care se simt bolnavi, sunt bolnavi. Dacă te simți bolnav, ești bolnav. Și mai e și ideea asta, că cum te simți? Poți să te simți sănătos. Da, e adevărat, că dacă te știi, trebuie să menții, nu starea de bine, starea de sănătate. Dar... se poate întâmpla să te simți sănătos, să fii bolnav. Se poate întâmpla să te simți bolnav, doctorul zice, du-te de aici, bă, fii fericit, hai că n-ai nimic, du-te. Sunt genial, sunt ținit, dar sunt genial, domnule, acum aram în Pacific. No. Deci asta o să zic, că ăștia nu sunt niște ciudați care... Pală oamenii pe creier și ajung pacienții la ei păcăliți, nu știu ce și nu știu cum, și care nu cunosc pe Dumnezeu și care te învață să te cardești în ca scopul vieții. Nu. Și ei învață. Sunt studenți ai mincei. Înțelegi? Ei învață. Și atunci, deci eu zic,
Bine, vezi aici, eu am aici two straps. Am una purple și una gold. Deci dacă ești gold, fii gold. Dacă ești purple, fii purple. Dar să știi că pentru toate acestea ne va chema Dumnezeu la judecată. Și atunci ce vom zice? Că suntem de la Livadia de coastă? Iartă-ne, Doamne, că noi de acolo am venit. Am stat pe coastă, acolo cu oile. Ce știm noi? Și atunci, asta vreau să spun, că să mă ferească Dumnezeu de mai rău. Și deci eu vreau să mă adresez celor care se simt bolnavi, care se simt păcătoși. Dacă te simți păcătos, cauți pocăința. Dacă te simți sfânt, cauți catedralele, marile catedrale ale lumii. Dar dacă te simți bolnav sau spune careva, știi, ar fi bine să cauți un psiholog, un doctor și să-i spui: bă, tată-s nebun? Dacă ce, du-te acasă, bă, ce ești, te-ai tâmpit la cap, ce cu tine? Ai serviciu, ai nevastă, ai copii, care e problema ta? Dar dacă tu zici: știi, eu sunt un om deosebit, eu sunt diferit de toți ceilalți oameni, eu iubesc pe aia, din mijlocul clasei, eu stau acolo, eu fac aia, eu citesc, eu nu știu ce, eu ascult Metallica, 1, 2, 3, 4, 5, eu fac asta, altă, dar muzica clasică, și am vrut să mă fac dirijor, violonist, nu acordeon, pian, jazz, Constantinescu, ha, hu, hi, Bruși Prespălați după Revoluție, fără geacă, cu geaca cu fratele, după aia, chitară, ioc, mandolină, la, mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, re, do, do, mi, mi, re, fa, sol, se alute finalul, re, do, mi, re, sol, sol, re, mi, do, re, mi, fa, mi, do, re, mi, fa, mi, re, do, re, sol, la, 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 la